Corvinul Hunedoara încheie anul 2023 pe locul secund în campionatul Ligii a doua. Din postura de nou promovată, Corvinul Hunedoara a avut un început de campionat remarcabil. Din 15 etape jucate, hunedorenii au 9 victorii, 4 egaluri și doar 2 înfrângeri. În ultima etapă de campionat, albalbaștri au jucat la București, pe stadionul Ghencea, împotriva celor de la Clubul Sportiv al Armatei Steaua. Singurul gol al partidei a fost marcat de Marius Lupu în minutul 48 al partidei, după ce Frânculescu a ieșit greșit la balon. Radu, centrare, Frânculescu greșește și gol! Marchează Lupu, 1-0 pentru Corvinul! Deși gazdele au forțat egalarea și au avut câteva ocazii importante, Corvinul a reușit să țină de scor. A fost o etapă favorabilă pentru Corvinul. Echipa de pe primul loc, CSC Schellenberg, s-a încurcat cu CSM Reșița, cu care a remizat 2-2. Astfel, formația lui Maxim, cu 31 de puncte strânse, s-a apropiat la doar un punct de liderul Schellenberg. Echipa de pe locul 3, Unirea Slobozia, este la egalitate de puncte cu Corvinul, însă are un gol averaj mai slab. Meciurile oficiale din acest an nu s-au încheiat pentru hunedoreni. Aceștia joacă joi, 7 decembrie, în ultimul meci din grupele Cupei României împotriva celor de la Progresul Pecica. Meciul se va disputa la Oradea, pe stadionul Iuliu Bodola, de la ora 17. Prețul unui bilet la meci este de 30 de lei și se poate procura de pe platforma online bilete.ro. Campionatul se va relua la finalul lunii februarie 2024.